Bună seara! Prezentăm un caz de polineuropatie axonală sensitivă-motorie progresivă. Un pacient de 50 de ani, fără antecedente personale patologice semnificative, fără tratament medicamentos la domiciliu, prezintă debutul bolii actuale în urmă cu 10 luni, cu parestezii, durere la nivelul membrilor inferioare distal, cu caracter progresiv ascendent, ulterior cu instalarea unui deficit motor la acest nivel și cu tulburări de mers. La examenul neurologic, fără semne de dilatație meningiană, fără semne din partea nervilor cranieni, proba Romberg pozitivă nesistematizată la închiderea ochilor, deci o taxie senzitivă, mers paraparetic, stepat, dificil pe vârfuri și pe călcâie, parapareză flască grad 4x5 mușchi flexuri plantari, grad 4x5 mușchi extensuri plantari MRC, reflexie osteotendinoase declanșabile simetric la membrele superioare, ușor mai vii rotulian bilateral, abolite ahilian și medioplantar bilateral, atrofia mușchilor tibiale anteriori, degete în ciocan, accentuarea boltei plantare bilateral, deci un picior Friedrich sau pes cavus, se mai cheamă și picior equin sau picior curpat, cu aspect de gheară, cu boltă plantară scobită, prin retracția tendoanelor și atrofia musculară. Fără semne patologice piramidale, hipoestezie și hipopalestezie a membrilor inferioare cu caracter ectomelic. Ectos în limba greacă înseamnă extern, în afară, nu ectomelic, ecto. Ataxie senzitivă, fără tulburări sfinteriene, pacient conștient, orientat temporo-spațial. Se efectuează examen de MG, care pune în evidență polineuropatie axonală sensitivă-motorie, cu afectare axonală-motorie severă a nervului peronier comun, bilateral și la nivelul nervului tibial bilateral, precum și afectarea axonală severă a nervului sural în contextul unui traseu neurogen cronic în miotoamele lombare bilateral. Deci electromiografia cu aspect discret neurogen, potențial de unitate motorie cu amplitudine și durată crescută, polifazice și afectarea axonală severă de nervul sural bilateral, moderată a nervilor peronier comun și tibial. S-a inițiat investigarea etiologică a polineuropatiei. În acest sens s-au efectuat următoarele analize care au fost negative. Nivel seric de vitamină B12, complement C3 și C4, anticorpi antinucleari, PSA, TSH, FT4, electroforeza proteinelor serice cu monofixare, VDRL, anticorpi anti-HIV 1-2, VSH 6 mm pe oră, celule lupice negative, creoglobuline, antigen HBS, anticorpi, antivirus hepatitic C, hemoglobină glicozilată ușor crescută, 6,2, valori normale sub 6, iar pentru excluderea unui sindrom paraneoplastic s-a efectuat examen CT toraco-abdomino-pelvian, însă fără a se decela modificări patologice. De asemenea, s-a recomandat lungirea investigațiilor în sensul efectuării unei gastroscopii și a unei colonoscopii. S-a efectuat examen de mine de coloană dorsolombară, astfel încât s-a exclus o afectare de cinurile spinale de natură compresivă. În afara investigațiilor menționate, pentru completarea bilanțului infecțios autoimun degenerativ și toxic, ar mai fi necesar următoarele dozări. Anticorpi antiborelia IgM-IgG, transtiretină, anticorpi anticitoplasma celulelor neutrofile de tip perinuclear și citoplasmatic, anticorpi anti-ADN dublu catenar, anticorpi anticardiolipină, factor reumatoid, nivel seric al vitaminelor B1 și B6, electroforeza puterilor urinare cu imunofixare, determinarea metalelor grele din urină, mercur, arsen, tal. Și continuarea investigațiilor necesare, identificării unei amiloidoze, respectiv testarea genetică pentru mutația genei transtiretinei, eventual biopsie rectală sau de țesut adipos abdominal. Și avem câteva comentarii. Polineuropatie în axonale sensitivă-motorii sunt un grup de boli care necesită un plan de investigație amplu, în scopul identificării unei cauze potențial tratabile de afectare a neuronului motor periferic. Diagnosticul este bazat pe un istoric detaliat, examen clinic general minuțios, recunoașterea semnelor și a simptomelor atât neurologice cât și generale, care ne-ar putea ghida către examene paraclinice cât mai concludente. Managementul unui astfel de caz presupune identificarea și tratarea cauzei și tratament simptomatic pentru controlul durerii neuropate. E destul de dificil, că trebuie investigat amplu și clinic și paraclinic și de laborator și necesită, bineînțeles, multă atenție și este și costisitor pe de altă parte. Să aveți o seară minunată!